Al doilea battle din top 4, Stefan Stefanov și Călin Ciortan, va fi un battle foarte interesant, doi piloți grei din driftul european. Hai să vedem ce au luat startul. Stefan Stefanov lider, Călin Ciortan follower. Să vedem inițierea. Foarte, foarte bună viteza pentru cei doi piloți, două mașini spectaculoase, doi piloți spectaculoși. Stefan Stefanov a reușit să-și impună ceva distanță, Călin încearcă să câștige proximitatea, însă nu reușește să o facă foarte, foarte bine. Abia aici, pe final, iată-l pe Călin Ciortan la pressing și finish pentru primul battle. Hai să vedem și a doua tură, de data aceasta Călin Ciortan lider, Stefan Stefanov follower. Și să vedem, Călin Ciortan inițiază, Stefan Stefanov nu-l scapă. Iată proximitate din partea lui Stefan Stefanov. Călin Ciortan și Stefan Stefanov aproape în oglindă acolo. Și iată, nu reușește nici Stefanov să facă pe tot circuitul un pressing foarte mare. Însă Stefan Stefanov merge în bătălia pentru locul 1 și Călin Ciortan în bătălia cu Iulian Giumuga pentru locul 3.